Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de Bet Very Change pe înțelesul tuturor. Ne așteaptă din nou un weekend plin de evenimente și asta ne bucură, evident. Avem de unde să ne inspirăm, avem de unde să ne alegem pariurile potrivite și o ducem bine, merg lucrurile bine și săptămâna trecută am avut pariuri câștigătoare. Sperăm să continuăm pe acest trend și acum, pentru că avem aceeași formulă, formula câștigătoare, în special formula câștigătoare pe zona de Premier League, pentru că l-am alături de mine pe Sebastian Curea, colegul meu de pariat. Ce frumos să-ți zic mereu, ai văzut, îți place asta? Salut, Albert! Salutare! Ce mai faci, Sebastian? Cât timp avem Premier League? Ești bucuros, ești fericit, ești relaxat și... Și oamenii ar trebui să fie, că dacă s-au ținut după emisiunile noastre... Le-a mers bine, au fost ponturi câștigătoare, n-am mai și sărit ceva, dar cred că doar un singur pont. No, dintre... cât un pont pe emisiune din 5-6. Din 5-6, practic, ceea ce nimic. E ok, e o medie foarte bună. Să le spunem în continuare oamenilor că vorbim, pariem și analizăm meciuri din Betfair Exchange, cea mai mare bursă de pariuri sportive din lume și acesta avem o grămadă de avantaje, le-am discutat pe parcursul episodelor de aici de la Betfair Exchange pe înțelesul tuturor și acum vreau să le reamintim un lucru important, mie asta îmi place cel mai mult. Ok, încă nu l-avem pe Cătălin Mihalache să ne mai spună lucrurile astea interesante, dar din ce am reținut și noi, e cel mai frumos să vorbești pentru un parior despre cote mărite, cote mai mari și avantajul de a nu paria împotriva unei case de pariuri clasice, ci a paria împotriva unor alți pariori, ceea ce înseamnă că avem cote mai mari, dacă îți mai spun și în perioada asta grea cu taxe și impozite, că nu plătim taxele și impozitele în ceea ce privește depunerile și retragerile, le suportă Betfair. Astea sunt lucrurile foarte bune care ne încălzesc în perioada asta așa de dificilă din punct de vedere al taxelor. E un lucru bun, nu? Vorbesc că ești de acord cu mine. Nu poți să mă contrazici la asta. E inovativ, e frumos. E tot ce trebuie. N-avem ce să facem. Am spus o grămadă de lucruri bune. Acum trebuie să ne apucăm să și pariem pentru că simt așa că fierbe. Ai niște ponturi mari de tot, cote mari. Avem meciuri frumoase. Chiar avem meciuri frumoase, într-adevăr, în multe campionate, nu doar în Premier League. Ah, okay. Dar avem meciuri frumoase și în Italia, pentru că avem un AC Milan-Inter, și în Spania, un Sevilla-Barcelona și evident avem și pe Premier League-ul tău acolo câteva dueluri interesante, Manchester United cu Arsenal și de meciul echipei tale preferate nu vreau să vorbesc, pentru că o să vorbești tu foarte mult. Nu vorbesc mult, promit. Zi-mi cu ce meci vrei să începem, pentru că în între timp eu deschid aplicația. Hai să începem cu primul meci, care e sâmbătă la 2:30. În Premier League, ai spus, da? Da, avem Merseyside Derby în Premier League. Exact cum am spus, o să înceapă cu meciul echipei favorite. Păi, dacă se joacă primul, dacă se joacă primul, da, n-ai ce să faci. De data asta am o scuză. Da. Everton, Liverpool. Da. Pe Goodison Park. Fiată, trebuie să le spun oamenilor, înainte să încep tu cu datele statistice, pariul pro Everton victorie 8,2 e cota, o cotă foarte mare. Liverpool are și ea o cotă foarte bună pentru victorie, pariul pro Liverpool 1,46. Egalitatea surprinde o cotă de 5 în Betfair Exchange și acum nu ai cuvântul, dragă Sebastian. Nu știu cât ar trebui să insistăm pe statistică la derbiul ăsta, pentru că diferența e, se vede cu ochiul liber. Asta n-a însemnat nimic pentru Liverpool în ultimele două etape, când s-a încurcat cu Fulham și Crystal Palace. Dar Everton mi se pare, bine, am mai spus asta și despre alte echipe care mi-au închis gura, însă mi se pare cea mai slabă echipă, probabil acolo cu Aston Villa, Lampard și cu Gerrard. Dezastru total în Premier League a antrenori. La Everton nu se vede nicio luminiță, nicio evadare, nicio scăpare de la retrogradare. O ține ca Hamburg în Bundesliga. An de an e la limita subzistenței acolo și la un moment dat trebuie să oprească și ceasul. Everton, de altfel, e echipa care a jucat, cred că, cel mai mult în prima ligă din Anglia. Știu asta pentru că Everton e echipa cu cele mai multe înfrângeri în primul eșalon, așa că n-ai putea să le ai dacă n-ai fost prezent mai mereu și mereu undeva de la mijlocul clasamentului în jos. N-ai putut să găsești așa și o statistică pe pozitiv pentru ei? Statistica pe pozitiv este că, uite, că nu pierd meciuri, scot egaluri, vin după două egaluri, dacă nu mă înșel. Însă Liverpool sunt salvate cumva așa in extremis, cumva mai pe final, mai cu emoții. Bine, ce să mai spunem de Liverpool, care a câștigat în minutul 98 contra lui Newcastle și nu pare să-și revină total din punct de vedere al rezultatelor, nu știu, al jocului acum. Însă, având în vedere faptul că e un derby, Everton poate să nu ia multe goluri. Adică n-ar trebui să vedem un 5-0 Liverpool, deși
Nu e imposibil. Însă nu m-aș repezi pe goluri când avem o curăță atât de mare doar pentru o victorie a echipei lui Klopp. Deci vrei să fie un pariu liniștit. Un doi solist, fără... Un doi solist, pariu pro, victorie Liverpool. E deja pariul confirmat, vreau să te anunț. Pariul confirmat? Vrei să rămân în Premier League sau să te duci tu pe alte meleaguri? Nu, rămâi tu în Premier League. Bine, hai că avem derbiș la Londra, gen la Chelsea-West Ham. Chelsea-West Ham, da. Am deschis. Am deschis. Ok, nu. Nici la Chelsea nu sunt apele tocmai cum trebuie. Echipa nu se regăsește, deși face transferul pe bandă rulantă și pe sume exorbitante. Lucrul nu se reflectă. Da, o bandă rulantă care merge destul de greu. Au venit așa rar transferurile astea pe sume importante. Acum l-au mai adus și pe Aubameyang pe final de mercat. Da, și pe Aubameyang și pe ăsta, Cucurea, Fofana, plus că înțeleg că au mai împrumutat 2-3 în pauza competițională. În fine, ideea e că acolo jocul nu merge, nu știi dacă îi devine antrenorul, dacă îi devine jucătorii, sistemul, mă rog. Însă echipa pierde la Leeds 3-0 și acum o comite din nou cu Southampton, cu echipe care ar trebui să le bați dacă vrei să ai pretenții de a te bate pentru, pentru Champions League sau pentru titlu. Și mai rău în tabăra cealaltă la West Ham, o echipă pe care nu știi de unde să o apuci, pentru că poate să facă un meci dezastros la Villa și să câștige, poate să facă un meci bun și să piardă. Nu, e la fel, e o echipă care nu e constantă deloc. Și așa că e foarte greu de pariat pe meciul ăsta. Și atunci o să spui și din acest motiv, nu vreau să dau niciun vot la acest meci, pentru că e foarte dar greu. Dar e bine că am vorbit despre el, da. Nu. O să dau un pont atipic emisiunii noastre și o să spun că nu se vor marca mai mult de 2 goluri. Deci sub 2,5 goluri, spui tu, la Chelsea cu West Ham. Chelsea e precaută să nu o mai comită. Deci am zis, ei 2 de la Southampton și 3 de la Leeds. Pariul este confirmat. Orice îi spune acum, n-ai ce să mai faci. Bine, văd un 1-0, un 2-0, un 0-0, un 1-1. Asta înseamnă, de fapt, sub 2,5 goluri. Bun, hai să vedem. Rămânem în Premier League. Rămânem în Premier League. Spune, mergem la United. Mergem la derbiul etapei. United a arătat că meciul cu Liverpool n-a fost tocmai un accident și că echipa e pe drum bun. Că trăiește și revine puțin. Dimpotrivă, că primele două etape au fost niște accidente. Există un sistem, există legături între fotbaliști care s-au sudat într-un termen relativ scurt. Și chiar dacă nu e atât de spectaculos, se pare că are o logică ceea ce face Ten Hag la United măcar acum în perioada o echipă serioasă și asta e important pentru United de momentele astea, să obțină puncte. Nu mai contează cum, nu încălzește cu nimic pe fanii lui United dacă echipa joacă spectaculos. În momentul ăsta, după 100 de ani de la Sir Alex, fără un trofeu serios. Bun, deci avem Manchester United care își revine și Arsenal care e la cel mai bun debut de sezon din ultimii... Și Arsenal nu doar la cel mai bun debut de sezon, cred că la cea mai bună formă, combinând aici atât la nivel de joc cât și la nivel de rezultate, că ei înainte jucau și bine și frumos, dar nu luau puncte. Au și atacant, au un atacant care, am spus, se simte extraordinar acolo. Au făcut transferuri importante și au venit jucători pe care Arteta îi știa, mă refer aici la Zinchenko și la Gabriel Jesus din perioada de Manchester City, s-au integrat bine, un Odegaard care a crescut și el, mai sunt băieții aceia mai vechi cu Saka, cu Xhaka. Și nu prea există presiune pe titular. Uneori, bine, cineva poate să spună că ăsta nu e un lucru bun, că ar trebui să existe mereu concurență. Așa. Da, e bună și stabilitatea asta când jocul funcționează și când te simți în largul tău cu colegii. Asta se vede la Arsenal. Prinde din nou conturi de echipă foarte mari. Bun. Însă, era un însă sau un dar. Arsenal n-a avut un adversar foarte puternic până la meciul ăsta. Nu a avut un adversar în Premier League în primele 5 etape care să zici că poate să pună probleme oricui și să a câștigat niște meciuri care o echipă serioasă, pe care o echipă serioasă ar trebui să le câștige. Da, și atât. Poate cu Palace. Eu zic că turnarii o să aibă de furcă rău de tot pe Old Trafford. Așa. Și surprind pentru a doua oară și poate mi-o forțez pentru că au ieșit emisiunile trecute, dar o să zic că United câștigă. Câștigă United, fii atent, eu sunt fan Arsenal. Știu. Cu mare greutate. Dar n-am spus-o cu răutate sau cu mare greutate, apeși pe butoanele. Da, apăs pe butoanele astea, n-am ce să fac, îți respect.
Pentru ultima dată îți respect acest statut de un specialist pe Premier League. Mai dăm un pont, dacă vrei, poți să iei și goluri, ca să acoperim și această situație în care Arsenal bate cu 1-8. 3 plus, putem să luăm și un 3 plus. 3 plus, o cotă de 1.79, am făcut și acest pariu, ca să bifăm totuși un pariu și câștigător la meciul ăsta. Pentru că primul e mai riscant, am spus. Da, primul este mai riscant, mare atenție, nu vă las pe Sebastian. Îmi plac surprizele. Da, nu, e un meci, într-adevăr, e un derby, e un meci complicat. Arsenal, într-adevăr, e euforică, da. Arsenal joacă bine, e dezlănțuită, putem să spunem așa, tonarii care au și muniție. Dincolo însă, United, după startul acela catastrofal, așa cum ai spus și tu, a început să-și revină și își revine cumva sănătos, ca fiind o echipă serioasă, nu neapărat prin niște accidente sau evoluții așa entuziasmate, cumva au găsit o metodă prin care reușesc să câștige, ceea ce e un lucru bun. Zim, mai ai ceva de pe Premier League sau vrei să trecem și la alte? Spune, e de ajuns, plictisim lumea cu Premier League. Trebuie să... Bun, hai să mergem atunci în Serie A, pentru că avem derby AC Milan-Inter, derby de la Madonina. Un meci care se anunță interesant. Ceea ce e oricum e interesant e faptul că se joacă atât de devreme. În ultimii ani era ceva mai târziu, cumva depindea poate situația din vârf de rezultat și exista și presiunea asta mai mare. Acum însă s-au scurs doar câteva etape, doar 4 etape din seria asta, ar fi etapa a 5-a. Dacă ne uităm așa pe statistică, Inter și Milan sunt cam acolo, 9 puncte Inter, 8 puncte AC Milan. Totuși eu văd un meci care să fie echilibrat, dar și spectaculos. În sezonul trecut, în ambele meciuri am avut GG, a fost un 1-1 și o victorie cu 2-1, dacă nu mă înșel, pentru Milan. Văd și aici însă un meci echilibrat. Ambele echipe înscriu un pariu pro, cotă 1-7, mi se pare foarte bun. Văd să fie un meci cu goluri, așa cum am spus. Dacă vrei doar un GG pentru oamenii care vor să parieze pe goluri și să nu depindă de ambele echipe care să marcheze. Dacă văd un 3-0 pentru cineva, ultimul meci direct, de exemplu, a fost 3-0 în cupă, victorie pentru Inter în fața lui AC Milan, poate să fie și așa. E campioana contra viitoarei campioane, probabil. Crezi tu că nu Inter... eu, spun calculatoarele pe internet. Gamebookerii așa susțin că Inter va câștiga titlul în Italia. Bun. Sau poate, cine știe, poate Milan reușește să surprindă din nou, așa cum a surprins și când a luat titlul, poate reușește să surprindă să și-l și apere. Nu zic că m-ar deranja, nu simpatizez cu niciuna dintre... Bun, hai să mergem și în Spania pentru ultimul meci, pentru ultimul pariu pe care îl recomandăm aici. Un alt meci frumos, ar trebui să vedem și acolo fotbal spectaculos. Este vorba despre partea dintre Sevilla și Barcelona. Două echipe frumoase. Sevilla joacă cu City marți. Sevilla joacă cu City marți, ceea ce ce vrei să spui? Nu știu, te las pe tine, că tu ești specialist pe Sevilla, nu eu. Nu sunt specialist pe Sevilla. Eu te întreb, ce se poate întâmpla acolo dacă joacă cu City? Când joci cu City marți, ce faci sâmbătă? Sau ce faci duminică? Păi, acum depinde dacă îți vei... Totuși, ești și cu Barcelona. Păi asta e problema. Nu te prezinți. Ai două meciuri grele. Alegi unul. Ai două meciuri grele într-un interval scurt. Dacă era în Liga 1, se amânau, evident, pentru că nu puteau să joace ai noștri atât de mult. Prea mult stres. Da, și cu atât de multe echipe bune. Evident, în Spania, în fotbalul mare, nu se amână meciurile din 3 în 3 zile. Ba chiar oamenii cred că sunt și îndrăgostiți de stilul. Cred că e mai greu să joci în România decât să joci în Spania. Adică eu înțeleg de ce le-ar trebui lor concedii. Că joacă totuși într-un ritm bun, într-un campionat puternic. Aici e... Fii atent. La Sevilla cu Barcelona, mie mi se pare că ăsta este un meci, va fi tensionat, poate să fie un duel echilibrat, dar cumva... Mi se pare că Xavi a reușit să pună în ordine lucrurile la Barcelona. E ciudat modul în care au reușit să facă ei transferuri. Asta într-adevăr rămâne o enigmă. Mari probleme financiare, dar au adus totuși jucători foarte, foarte buni. A mai venit și Alonso acum de la, s-au descurcat, ca întotdeauna, de la Chelsea. Nu cred că va juca, dar au jucători foarte buni. E Lewandowski și așa mai departe. Și din gașca tânără, Pedri, Gavi și așa mai departe. Așa cum am spus, jucători foarte buni. Cred că va fi un meci spectaculos, asta vă spun. Dar în același timp și echilibrat. Peste 2,5 goluri, o cotă foarte bună, 1,82. Ce spui, Sebastian? Eu nu spun nimic. Apăsăm pe butoane? Apasă. Nu știu de Sevilla. Barcelona cred că va înscrie două goluri. Sevilla acasă joacă bine. N-au avut un început foarte bun de sezon, ezitant cumva băieții lui Lopetegui, dar
cumva se motivează altfel în meciurile cu Real Madrid, în meciurile cu Barcelona. La Sevilla crește pulsul acolo și se automotivează foarte, foarte bine. Cred că vor reuși să înscrie și ei chiar și un GG, cred că ar fi foarte bun. Ia să vedem cota pentru ambele echipe. Marchează 1.78. Cumva am ales cota mai mare pentru 3+, 1.82. Eu zic că sunt pariuri din nou foarte bune pe care le-am făcut. Evident, ne lăudăm noi legat de pariurile pe care le-am făcut, dar să știi că primim aprecieri și în zona de comentarii, ne scriu oamenii, ceea ce e un lucru bun. N-am vrut să spun că apoi poate cine știe, te lua valul, da, și exact. Nu se mai concentra, erai ca fotbalistul român. Foarte bine. Bun, cam atât. Mulțumesc, Sebastian. Sper să-ți iasă pariurile mai puțin ăla cu Manchester victorie împotriva lui Arsenal. Cam atât, prieteni. Acesta a fost episodul de astăzi de Betfair Exchange, pe înțelesul tuturor. Așa cum vă spunem de fiecare dată, nu uitați să ne lăsați în rubrica de comentarii părerile voastre despre meciurile pe care noi le-am analizat și despre pariurile pe care le-am făcut. Și evident, pentru că sunt multe meciuri în ofertă și voi sunteți mult mai inspirați și mai atenți decât noi, lăsați-ne pariurile voastre pentru a ne inspira și noi din ele. Până data viitoare, pariați responsabil.